Bună seara, dragilor, și cum găsi la Andreea cu profund la viață și din nou la treabă. Andreea, e și o oră mai târzie, noi încă nu cedăm, nu pierdem timpul. Așadar, niște subiecte tot de tip olimpiadă. De tip olimpiadă. Subiectul 1. 1.A. Așa. Calculați radical din 5 minus 1, separat. Da. Totul la 3. Totul la 3. Și B. Determinați câte numere naturale nenule. Determinați câte numere naturale nenule. N. N. Verifică inegalitatea. Inegalitatea. 1 supra. Așa. Radical de ordin 3 din 4. Plus radical de ordin 3 din 2. Plus 1, plus separat altă fracție, 1 supra radical de ordin 3 din 9, plus radical de ordin 3 din 6, plus radical de ordin 3 din 4. Plus puncte, puncte, plus 1 supra radical de ordin 3 din n plus 1, totul la 2, plus radical de ordin 3 din n pentru n plus 1, da, plus radical de ordin 3 din n pătrat. Este mai mic decât, mai mic strict, da, decât 1 minus 2 ori radical de ordin 3 din 2 minus radical din 5. Din 2. Minus radical din 5. Subradical? Da, subradical. Așa, da? Da. 1 minus 2 radical de ori 3 din 2 minus radical din 5. Ce-ți propun eu? Să ne ocupăm de subiectul acesta 1 și tu m-am vedea mai departe. Dar deocamdată să ne ocupăm de ea. Hai să vedem la A. Ce ai face la A? Picăm la 3. Uităm la treia. Deci zicem, radical din 5 minus 1 totul la 3 este egal cu. E radical indice 3 sau radical indice 2? Nu, e radical indice 2. Bun. Egal cu. Ne amintim formula A minus B totul la 3. A minus B la 2 este. Cine este egal la A minus B la 2? A pătrat. Așa. Minus 2AB. Da. Plus B pătrat. Plus B pătrat. Iar A la A minus B totul la 3. Egal cu A la 3. Da. Minus 3AB. 3A pătrat B. A pătrat B. Deci ăsta la pătratul B și B cu fiind minus. De ce e minus? Pentru că se... A o descrește. Ori 3 A... Plus 3, plus 3 A... A B pătrat. Iată, cu plus, pentru că B o fiind minus la pătrat face plus. Și partea a doua la a treia, care înseamnă minus pe la a treia. Asta este formula. Sigur, acum ești în clasa a 10-a, avem și binomul lui Newton. Deci am putea zice după binomul lui Newton așa. Dictează-mi. Combinări de... Combinări de 3, practică de 0, locul 1, practică din 5 la a 3 A plus... Plus, zicem, combinări de... 3 luate câte 1. Locul 1,
radical din 3 la radical din 5 totul la a doua. Da, ori partea a doua, ori minus 1, plus. Plus radical, nu, combinat de 3 la adică de 2, ori radical din 5 totul la a treia, ori minus... Tot la a treia? Radical din 5? Nu. A fost la 3, la 2, da. La 1, acum asta, ori minus 1 la a 2, dar vine minus 1 și îl ajută. Da, și vine plus. Plus combinat de 3 la 3, 3. Ori minus 1 la 3. A 3. Și este egal cu. Cât este combinat de 3 la 3, 0? 1. Deci vine 1, ori... Ori radical din... nu, 5 radical din 5. 5 radical din 5. Plus... cum merge? 3 radical din 3. Plus 3, ori... ori 5. Ori 5. Ori minus 1. Ori minus 1, adică minus, minus 15. 15. Nu? Minus da. 15. Apoi... apoi avem combinat de 3 radical de 2. De 2. Faci cât combinăm de 3 la 3 câte 1, că scădem 3, 2 și faci tot 3 plus 3 ori radical din 5 ori minus 1 la a doua. Ori 1. Ori 1. Numai că rost. Plus? Combinăm de 3 la 3 câte 3, faci cât combinăm de 3 la 3 câte 0. 1. Minus 1. Minus 1. Și în total va face 15 radical din 5 cu 3 radical din 5, 18. Dar mai întâi punem partea fără radical, adică minus 16, plus 18 radical din 5. Plus 18 radical din 5. Deci este, asta este rezultatul, minus 16 plus 18 radical din 5. Lucru la care am ajuns este un număr pătratic, pentru că e radical din 5 ăsta, așa se zice, da? Da. Ăsta a fost rezultatul. Sigur, dacă ai fost la 5-a, atunci n-ai fi avut decât varianta asta cu binomul lui Newton, făcând combinările la fiecare. Eu am mai arătat și triunghiul acela. Coeficienții care apar sunt 1, 1, 2, 1, apoi 1, 1, 3, 3, 1. Iată așa s-a întâmplat la noi. 1, 3, 3, 1, da? Da. Pe urmă, 1, 4, 6, 4, 1. Și mai departe, ca să nu faci combinări, faci triunghiul lui Pascal, de acolo îți dai seama coeficienții binomiali se numesc ăștia. Așa se numesc, coeficienții binomiali, la dezvoltarea binomului. Ei, aici, fiindcă tot am vorbit de binomul lui Newton, aș mai lege un pic cadrul discuției. Așa cum ne-am obișnuit, îndată ce ni se ivește ocazia unui exercițiu și asta aici am folosit binomul Newton, hai să scriem formula binomului Newton și să vedem și cazuri particulare de acolo, să abordăm și alte chestiuni. Adică, cum ar suna binomul Newton? Ar fi așa, combinări de... Nu, A plus B totul la N. A plus B totul la N ar face, egal cu... Combinare de N la de 0. Hai să spun să vă spun către timp. Deci A plus B totul la N ar face combinare de N la de 0. Ori A. Ori A la... A, T. Nu, A la... A la N. A la N, da. A la N. Plus... Combinare de N la de 1. Combinare de N la de 1. A la... minus 1. N minus 1 ori B. Plus combinat de N la T câte 2. Ori A la N minus 2. Ori B la a doua. B la a doua. Dar lucrează, lucrează. Spui și tu, nu îți povești la matematică, nu putem povesti. Da? Plus ar veni următorul combinat de N la tipi de 3, da. Ori A la N minus 3, ori B la 3, plus combinat de N la tipi de 4,
Și a la n minus 4 ori b la a 4-a. Da. Plus polinomiul de n radix de 5 ori a la n minus 5 ori b la a 5-a. Plus funcțiune intermediasă, până combinări de n radix de k. Combinări de n radix de k ori a la n minus k. Da. Ori b la k. Da. Plus puncte, combinat de n radic de n. Combinat de n radic de n, ori b la n. Ori b la n, da? Da. Ei, al câtelea termen este ăsta de aici? Al treilea. Al treilea. Deci când are 2, 2, e al treilea. Când are 3, 3, al câtelea este aici? Al patrulea. Al câtelea este ăsta de aici? La care e K? N minus, nu, K plus 1. K plus 1. Deci îți spune, T indice K plus 1, al K plus 1 la termen, are formula, în general, combinări de N la tip de K, locul 1 A la N minus K, cu locul 2, 2 B la K. Deci T K plus 1, T K plus 1, arată combinări de N la tip de K, la N minus K, ori B la K. Da? Este interesantă. Faptul că putem găsi un anumit termen de dezvoltare a binomului fără să scriem desfășurat și să numărăm câtele este acolo. Și avem formula asta, TK plus 1 egal combinări de M la TKTK, A la M, Stau, B la K. Și foarte multe greșiți se pot face cu chestia asta. O să, la vremea respectivă o să facem așa ceva. Aici, dacă facem A egal cu B egal cu 1 în binomul lui Newton, rezultă. Deci dacă A egal cu B egal cu 1, ce rezultă aici? 1. Plus 1. Nu. 2 la N. 2 la N va fi egal cu combinări de de M la N de 0. De 0 ori A. Ori A ori cât este? A la... Pe cât este A? 1. 1. Ori 1 la A putere? Da. Nu mai prost. Da. Plus. Combinat din la finite 1, ori? Ori. E A la 0, adică 1 ori B. Și B-ul cât este? B-ul tot 1 și atunci frumos. 1 ori 1? 1. 1. Plus. Combinăm la... Din la finite 2. Ar veni A la minus... Deci A la cât? A la... E minus 2. Da. Dar A-ul cât este? 1. 1. 1 la orice putere este 1. Combinat de n la tip de 2 plus. Da, plus. Combinat de n la tip de 3. Da. Plus combinat de n la tip de 4. Da. Plus puncte. Combinat de n la tip de k. Și plus puncte, puncte, în sfârșit, combinat de n la tip de k. Deci suma tuturor coeficienților binomiali, toți coeficienții binomiali din dezvoltarea binomului, toți fac 2 la n. Asta este o chestie foarte importantă pe care merită să o reținem. Da? Suma tuturor coeficienților binomiale este 2 la n. Dacă o luăm, o să luăm acum pe a egal cu 1, iar b egal cu minus 1, ce devine identitatea asta? Deci, dacă a-ul e 1 și b-ul e minus 1, ce devine? Păi devine 1 minus 1, 0. 0 la n, 0. Deci vine 0, egal cu. Egal cu. Combinat de n la tip de 0. Așa. Combinat de n la tip de 0. Ori 1 la n. 1 la n face 1. Plus mai departe. Plus combinat de n la tip de 1. Da. Care tot 1 la n minus 1, care tot 1. Ori b, care este? Minus 1. Minus 1. Minus, minus combinat de n la tip de 1. Plus. Plus. Combinat de n la tip de 2. Da. 1 la n minus 2, 1. 1 la 2, minus 1 la 2, 1. Și atunci plus combinat de n la tip de 2. Bine, plus aici, combinat de n la tip de 2. Minus. Pentru că este... Va veni B-ul la 3 și minus la 3 face minus, minus combinări din la 3 de 3. Plus combinări din la 3 de 4. Și mai departe, puncte, puncte. Vine la un moment dat minus 1 la K.
Depinde ce K. Dacă e cu par sau impar. Da. Deci minus 1 la K, combinările de la K. Și plus puncte. Puncte în sfârșit minus 1 la N. Combinări din N la tipite N. De ce? A fost B-ul. B-ul fiind minus 1, minus 1 la N. Deci, ce observăm? Că suma coeficienților binomial alternantă, adică plus, minus, plus, minus, plus, minus, face 0. Suma alternantă face 0. Dacă îi ducem pe toți ăștia cu minus în partea stângă, identitatea devine. A, mai întâi hai să le adunăm. Hai să le adunăm membru cu membru. Vine 2 la N, egal cu. Aici cât face? Combinări de N la 1 plus 1, 2. Doi combinări. Doi combinări din N la fizer, nu? Două. Din coace? Asta se simplifică. Da. Și apoi avem plus 2 combinări. Doi combinări din N la fizer, 2. Așa. Plus 2 combinări de N la fizer, 4. Da. Plus să mai departe plus puncte, puncte. Deci suma celor de ordin par, nu? 0, 2, 4 și așa mai departe. Dacă împărțim acum prin 2 toate chestia asta, că doar scoatem un 2 în factor și de spate împărțim prin 2, vine 2 la puterea N minus 1, sau zicem combinări din N la tipul 0. Plus combinări din N la tipul 2. Plus combinări din N la tipul 4. Plus combinări din N la tipul 6. Și mai departe, plus puncte, puncte, egal cu 2 la N minus 1. Deci 2 la N minus 1. Așa este? Da. De ce 2 la N minus 1? Am împărțit totul prin 2. Și 2 la N este aici și atunci rămâne 2 la N minus 1. Iată că în clipa de față pot să șterg aici și să scriu aceste rezultate pe care le-am găsit, deosebit de frumoase, interesante, anume. Prima ar fi că suma tuturor coeficienților binomial, suma tuturor, deci combinări din N-T0, plus combinări din N-T1, plus combinări din N-T2, plus cea mai departe, plus combinări din N-T1, este egal cu 2 la N. Da? Suma tuturor coeficienților binomial este 2 la N. Ăstea pari, de ordine impar, 0, 2, 4, 6, 8 și mai departe, egal cu cele impare. Că dacă duc pe minus combinări din N-T1, în stânga face plus combinări din N-T1, pe minus combinări din N-T3, duci face plus combinări din N-T3. Deci pot să spun că combinări din N-T1 plus combinări din N-T3 plus combinări din N-T5 plus combinări din N-T7 plus și mai departe plus puncte, puncte, egal cu combinări din N la TPT 0, plus combinări din N la TPT 2, plus combinări din N la TPT 4, plus și mai departe, plus, mă rog, combinări din N la 6, 8 și mai departe, combinări din N la TPT 2K, deci nu mă apare, este egal cu cât? 2 la N minus 1. 2 la N minus 1. Deci, suma tuturor face 2 la N, iar suma lor de ordine impar egal cu suma lor de ordine impar. De ordine impar și egal cu 2 la N minus 1. Astea ar fi niște rezultate interesante de la, pe care le-am obținut plecând de la binomul acesta radical din 5 minus 1 totul la 3. Am zis, la o altă putere mai mare, deci binomul Newton, și chiar și aici am folosit binomul Newton. Și atunci m-am gândit să scriem binomul Newton, să particularizăm pe A și pe B, amândouă egal cu 1 și am găsit suma coeficienților binomial, sau una e 1 și cealaltă e minus 1, și să vedem de aici că suma lor de ordin impar e egal cu acelor de ordin impar și este egal cu 2 la N minus 1. Interesant rezultatul pe care l-am obținut pe când de aici. Sigur, mai putem gândi o chestie foarte tare. Mă gândesc să iau A-ul 1 și B-ul I. Au 1 și B-ul I. Să vezi ce interesante chestii de promoție. Deci, dacă A-ul e egal cu 1 și B-ul este I, binomul lui Newton devine
să scriem chestia asta. Deci A egal cu 1 și B egal cu I, atunci avem 1 plus I, totul la N, este egal cu 1 plus I, totul la N, egal cu. Începe să vorbim. Coordonat de N luate câte 0. Da. A este 1. 1 la N. N e 1. Da. Ori I la atât. Atât. Suntem la început. Numai A este. Plus. Coordonat de N luate câte 1. Așa. Ori 1 la este 1. O putere 1. Ori B, B. Adică ori I. Da. Ori I. Plus. Combinat de N la câte 2, ori I la 2. I la 2 câte este? Minus 1. Deci minus punem aici. Așa? Da. Plus. Combinat de N la câte 3. Da. Ori I la 3 este 1. I la 3 câte este? Dacă I la 2 minus, e minus I. Minus I. Deci vine minus I, da? Da. Plus combinări de I la câte 4. Ori I la 4. I la 4. Care face cât I la 4? Dacă I la 3 minus I, ori I... Minus... Nu, 1. E 1, da. Sigur că da. Ori 1. Da. Că I la a doua, totul la a doua. I la a doua e minus 1 și totul la a doua e plus 1. Deci, I la a întâia e egal cu I. I la a doua e egal cu minus 1. I la a treia este egal cu cât? Cu minus I. Iar I la a patra este egal cu 1. Și acum, plus combinări de M la fiecare 5, ori I la a cincea. I la 5 este minus I. Păi, mulțim cu I aici. Faci I la 5 egal cu I, ori nu I. Deci ori I. Se începe din nou, ca de la început, ca I la 1. S-a închis ciclul. Da? Ori I plus combinări de N la 6. De fi minus combinări de N la 6. Minus, că vine I la 2, da? Minus combinări de N la 6, plus combinat de I la câte 7, dar I-ul este la a treia și I la a treia cât este? Minus I. Minus I, minus combinat de I la câte 7, ori I. Plus combinat de I la câte 8. Ori. I la 8. I la 4, tot la 2, I. Păi I la 4 e 1. Și la 2, 1 la 2? 1. Ia se repetă. Deci, vezi, la 4 s-au închis. Când mâncă la 4, totul nu face. La 12 face 1 și așa mai departe. Deci se repete. Uite, a fost e, 1, minus. I, minus, minus, din coace. Am plecat cu ăsta la 5-a, I, uite de aici, da? Da? I, minus, minus, și la 4-a, iar și este combinat din la 8, care este 1, da? Și așa mai departe. Putem continua cât vrem de mult. Da. Dar 1 plus I, ca orice număr complex, putem să scriem sub formă trigonometrică. Da. Facem imaginea. Și partea reală este 1, partea imaginară este 1. Este vorba de un număr complex a cărui unghi este câte grade în pătratul ăsta? Păi... Cât e unghiul de aici? Mm, 45. 45, că tot e 90, da. Și aici este triunghi de triunghi, nu? Da. Isoscel și atunci sinus egal cu cosinusul. Și atunci eu pot să spun că am partea reală, modulul, distanța de aici până aici. Dacă asta e 1 și asta e 1, prin Pitagora înseamnă radical din 2. Deci vine radical din 2, pe lângă cosinus de pi supra 4, plus I sinus de pi supra 4. Nu, că zice modulul
Deci numărul complex egal cu modulul acestuia, până în cosinus de cât e unghiul făcut acolo, plus i sinus de același lucru. Cos de alfa plus i sin de alfa. Totul la ce putere este aici? Totul la n. Da? Totul la n. E calcul. Hai să-l organizăm pe ăsta. Partea reală să fie în prima parte, nu? Și partea imaginară, adică cei cu fără i se pune la început. Și înseamnă convergere din vastă de zeastă. Nu, niciun cosinus. Pur și simplu aici privești la numerele de aici, la coeficienții ăștia și îl organizăm ca un număr complex sub formă algebrică. Da. Minus combinat de n la câte 2. Da. Minus combinat de n la câte 4. Minus combinat de n la câte 6. Așa. Plus combinat de n la câte 8. 8. Și așa mai departe. Plus i pe lângă. I pe lângă. Combinat de n la câte 2. Combinat de n la câte 1. Minus combinat de n la câte 3. Da. Plus combinat de n la câte 5. Minus combinat de n la câte 7. Și mai departe. Și acum, cum se ridică un număr complex la o putere? Se ridică argumentul. Partea, modulul se ridică la puterea aceea. Deci va veni radical din 2 totul la n, pe lângă cosinus de cât? Pi pe 4 minus... Ori n. Se multiplică unghiul. Da? Deci la numere complexe sub formă trigonometrică, am făcut operațiile acelea. Da. Cum se mulțesc două numere complexe sub formă trigonometrică, cum se împart? Am făcut așa ceva, dar trebuie să revedem. Asta e matematica, nu? Și lecțiile sunt făcute în urmă, trebuie să ne uităm peste lecții din urmă. Că altfel, nu am făcut nimic. Deci, hai să ne amintim. Deci dacă avem pe Z1, Z1 este egal cu modul din Z1 pe lângă cosinus de alfa 1 plus i sinus de alfa 1 și Z2, un alt număr complex, egal cu modul din Z2 pe lângă cosinus de alfa 2 plus i sinus de alfa 2, atunci Z1 ori Z2 egal cu modul din Z1 ori modul din Z2 pe lângă cosinus de cât? Cât e argumentul? Plus alfa de 1 plus alfa 2. Alfa 1 plus alfa 2 plus i sinus de alfa 1 plus alfa 2. Cum se împart? Z1 supra Z2 egal cu modul din modul din Z1 supra modul din Z2 pe lângă cosinus de alfa 1 minus alfa 2 alfa 1 minus alfa 2 plus i sinus de alfa 1 minus alfa 2 alfa 1 minus alfa 2. Cum se ridică un număr complex la o putere? Z la Z1 la i, hai și Z1 va fi egal cu modul din Z1 la i pe lângă cosinus de n alfa 1 plus i sinus de același lucru. N alfa 2. Alfa 1, da? Deci așa se ridică la o putere. Știind pe asta, noi suntem chiar în situația de a ridica un număr complex sub formă trigonometrică la o putere și atunci trebuie să zicem partea reală la n până cosinus de n ori pi supra 4 plus i ori sinus de n ori pi supra 4 este egal cu combinări din 1 la câte 0 minus combinări din 1 la câte 2 plus combinări din 1 la câte 4 minus combinări din 1 la câte 6 plus combinări din 1 la câte 8 plus așa mai departe, plus i pe lângă combinări din 1 la câte 1 minus combinări din 1 la câte 3, plus combinări din la câte 5, minus combinări din la câte 7, și-o multiplicăm. Și acum, aici putem înmulți cu radicalii de ordinul 2 din n la, din 2 la n, și pe cosinus și pe sinus, și apar că radical din 2 la n ori cosinus
n ori pi supra 4 plus i înmulțit cu radical din 2 la n ori sinus n pi supra 4 egal cu combinări din n la dt 0 minus combinări din n la dt 2 plus combinări din n la dt 4 minus combinări din n la dt 6 plus combinări din n la dt 8 și așa mai departe, plus și pe lângă. Combinări de n la dt 1 minus combinări de n la dt 3 plus combinări de n la dt 5 minus combinări de n la dt 7 și acum am un număr complex egal cu alt număr complex. Când două numere complexe sunt egale? Când partea reală este egală cu partea reală și partea imaginară cu ce imaginară. Ei, de aici înseamnă că asta toată de I până aici egală cu partea asta și cealaltă de pe lângă I cu partea cealaltă. Și atunci putem să spunem, iată din nou niște rezultate interesante. Hai să descriem pe cele care le-am avut. Le-am șters între timp. Să șterg și aici. Ce am avut? Am avut așa. Combinări de n la dt 0, plus combinări de n la dt 1, plus combinări de n la dt 2, plus puncte cum, și mai departe, plus combinări de n la dt n. Suma tuturor coeficienților binomiale este 2 la n, da? Apoi am avut o altă, combinări de n la dt 1, plus combinări de n la dt 3, plus combinări de n la dt 5, plus ceva de parte, este egal cu combinări din la ticete 0, plus combinări din la ticete 2, plus combinări din la ticete 4, plus puncte puncte și este egal asta cu 2 la n minus 1, da? Și acum putem adăuga și următorul lucru. Combinări de n la ticete 0, minus combinări din la ticete 2, plus combinări din la ticete 4, minus combinări din latitudine 6, plus combinări din latitudine 8, plus puncte și mai departe, egal cu cât? Cu partea reală din partea asta, egal cu radical din 2 la n, ori? N pe 4. Cosinus, pe nu se poate ori n pe 4, dacă nu spunem unghiul, cosinus, funcția lucrează asupra unghiului, da? Ori cosinus de n pi supra 4. Și cealaltă, combinări din latitudine 1, minus combinări din latitudine 3, plus combinări din latitudine 5, minus combinări din latitudine 7, și mai departe, este egal cu 2 la n, ori sinus de n pi de 4. Ei, dacă ți s-ar fi cerut să se arate că suma coeficienților binomiale era așa, combinări din latitudine 0, minus combinări din latitudine 2, plus combinări din latitudine 4, minus combinări din latitudine 6, faci egal cu așa ceva, n-ai fi putut dovedi asta, adică dacă știi să pleci de la binomul lui Newton, să-l iei pe A1 și pe B1i, să ridici după binomul lui Newton, să-l organizezi ca un număr complex, din coace să-ți duci partea din stânga, să o vezi, să treci din forma algebrică în formă trigonometrică, ridicăm la puterea n, știm formula asta și egalăm. Și atunci am fi găsit suma. Eu aș fi dat pe gestul așa, să se arate că combinări din latitudine 0, minus combinări din latitudine 2, plus combinări din latitudine 4, minus... egal cu cine? Să se calculeze suma asta. Deci nu spuneam cu cine e egal ca să te ajut, ci spuneam să se calculeze ori suma asta, ori asta. Destul de greu. Da? Da. Și ca să fiu și mai dur, aș lua-o pe asta a tuturor lor pari, și sub ea a scrie-o pe asfaltă. Ia să vezi ce ghișiți fac acum. Deci, o iau pe combinări din latitudine 0, minus combinări din latitudine 2, plus combinări din latitudine 4. Scrii, da? Minus combinări din latitudine 6, plus combinări din latitudine 8. Și mai departe. Este egal cu radical din 2 la n, cosinus de n pi supra 4. Sub ea vă scriu pe asta a lor pari, combinări din latitudine 0, plus combinări din latitudine 2,
Minus combinări de... Plus. Nu, plus, părerea, plus combinări din latic de 4, plus combinări din latic de 6, plus combinări din latic de 8, și mai departe, egal cu 2 la n minus 1, da? Trag linii la astea 2 și la 2. Ia să vezi ce îmi dă. 2 combinări din latic de 0, deci vine 2 combinări din latic de 0, apoi, plus 2 combinări din latic de 4, plus 2 combinări din latic de 8, puncte, ar veni plus 2 combinări din latic de 12, plus 2 combinări din latic de 16, și mai departe, este egal cu cât ar fi. Asta plus asta, da? Egal cu 2 la n minus 1, 2 la n minus 1, plus radical din 2 la n, ori cosinus de n pi supra 4. 2, 2, 2. Dacă să fac... Am posibilitatea să scot pe 2 în factor și împărțim egalitatea prin 2 și atunci 2 nu mai există și va fi aici 2 la n minus 2. 2 la n minus 2 supra 2 aici. Da. Am împărțit totul prin 2. Pi radical din 2 la n pe 2. Nu? Că așa se scrie, radical din 2 la n, se zice 2 la n pe 2. Și 2 la n pe 2 supra 2 va însemna cât? 2 la n pe 2 supra 2, copiem baza 2, și vine n pe 2 minus 1, vine n minus 2 pe 2. Când scădem un 1, la cealaltă 2, n minus 2 pe 2. Deci, la putere, n... Și atunci eu șterg și asta și voi spune 2 la n minus 2 pe 2. E, așa ceva au fost acum câțiva ani în urmă dat la faza județeană. Deci să se arate că suma coeficienților binomiali 0, 4, 8, 12 egal cu 2 la n. Dar nu am spus cu cât e egal. Să se calculeze suma asta. Să se calculeze. Ce trebuia să facă elevul care era în fața ghiștului ăsta? El trebuia să știe suma coeficienților binomiale alternantă care este egal cu... Nu, suma coeficienților binomiale de ordin 2 egal cu acelor lor pare egal cu acelor impar și egal cu 2 la n minus 1, să facă a plus b totul la 1 plus i la n, să dezvolte, să facă aici, să ajungă, să afle cele două identități și atunci o punea sub cealaltă și când le aduna, se întâmpla chestia asta și așa ceva. Așa se dă subiectul este la admitere. La admitere, la olimpiadă. Deci chestiune tare. Noi ne-am plecat cu ce? Hai să ne amintim. Am plecat cu aceea 1 minus, radical 5 minus 1, totul la 3, da? Și a văzut cum am agățat de ghișițul ăla. Așa am zis, puteam să ridicăm și la 4 și la 5 binomului Newton. Și dacă am pronunțat cuvântul binomului Newton, mi-am zis atunci, hai să-ți arăt câteva chestiuni cu binomul Newton. Când luăm pe A egal cu B egal cu 1 și găsim suma tuturor coeficienților binomiali, care e 2 la n, dacă A e 1 și B e minus 1, face 0 aici, și atunci apare suma alternantă. Și pe e cu minus impari îi ducem în dreapta și a ieșit că suma coeficienților binomiali de ordin par egal cu acelor de ordin impar și egal cu 2 la n minus 1. Apoi am luat un caz particular A1 și B1i, adică un număr complex pe care îndată m-am gândit cum mă ridic la puterea n, trebuie să-l transform sub formă trigonometrică, da? Și mie este ușor. Am ridicat după binomul Newton forma algebrică și l-am organizat cu un număr complex, partea reală, partea imaginară. Am egal la cele două, am găsit cele două identități foarte interesante și pe una din ele am folosit-o cu cea a suma tuturor coeficienților binomiale de ordin par și mi-a ieșit din 4 în 4. O puteam folosi și pe asta. De ordin impar, și cu suma, care știu eu, la celor de ordin impar,
O știu că egal tot cu 2 la n minus 1, nu? Și atunci vine combinări de n luate câte 1 plus combinări de n luate câte 5 plus combinări de n luate câte 9. Din 4 în 4. Și așa vedea cu sinus aceea. Deci ar fost exact asta, numai n-ar fost cos de n pi pe 4 și ar fost sinus de n pi pe 4. Deci ar fost combinări de n luate câte 1 plus combinări de n luate câte 5 plus combinări de n luate câte 9 plus combinări din n egal luate câte cât la 4, la 9, plus 4, nu? Da. 13, da? Egal cu 2 la n minus 2, așa va fi dat, plus 2 la n minus 2 pe 2, ori sinus de n pi pe 4. Da, așa cum v-am obișnuit, dragilor, din niște subiecte frumoase, am profitat de ocazie și v-am extins discuția la chestiuni mai interesante. Și acum să zicem la punctul B. Ștergem tabla complet. Acolo era vorba de o sumă. De o inegalitate. O inegalitate. Să vedem unde ne oprim. Asta era chestia. La ce ien ne oprim ca să fie inegalitatea cea adevărată. Câte numere naturale nenule? Sigur, da? Cine? Care este ienul? E 2, 3, 7, 9? O să înțelegem bine greșitul și până când de lucru. Care este ideea? Ca să putem face greșiții de tipul ăsta, trebuie să avem o formă bună la matematică. Adică trebuie luate, ți-am dat lăsat testele acelea, toate 10 trei făcute acelea, acelea ne ajută ca să putem să privim spre greșitele astea. Altfel, ne uităm la câte unde ești de așa, să suntem blocați. N-ai nicio reacție. Deci așa trebuie făcut, în ordinea asta. Că nu este esențial, să spunem, le facem cu asta. Le facem, dar cu ce ne alegem? Ca să ai și posibilitatea să spui, măi, două din ele le poți face. Altfel, ne uităm mult și bine. Sigur că astea sunt lucruri mai dificile. Noi așa simt discuția mult mai larg. Și a fost așa, parcă 1 supra. Se scrie inegalitatea aceea. 1 supra radical din C3 din 4 plus radical din C3 din 2 plus 1 plus 1 supra radical din C3 din 9 plus radical din C3 din 6 plus radical din C3 din 4 plus 1 supra radical din C3 din era puncte-puncte. Da. Dar zic dacă noi îl putem pune pe următorul. Din 16. 16. Nu? Că aici e 3 la a doua, da. 4 la a doua. Plus radical din C3 din 4 ori 3 din 12. Radical din 3 din 12. Și plus radical din 3 din 3 la 2 la 9. Plus puncte puncte, a fost 1 supra radical din 3 din n plus 1 la pătrat. Vezi? Adică de aici ne-am scos un pas mai în față. Și de la 3 la 2 m-am dus la 4 la 2. N plus 1 la pătrat plus produsul aici 3 la 2 4 ori 3, 12. Plus produsul n pe lângă n plus 1 și plus radical indice 3 din n la 2, nu? Mai mic decât 1 minus 2, parcă? Radical din indice 3 din 2 minus radical din 5. Da.
Adică autorul spune, la ce nu ne oprim? Nu e egal cu cine? Dacă mă gândesc la nu e egal cu 2, 2 și 1 fac 3. 3 la 2, 9. Adică, dacă zic nu e egal cu 2, ăștia 2. Da? Primele două, primii doi termeni de ce ai sumei. Dacă nu e egal cu 3 și ne oprim. Deci ne oprim pe n cu ce vrei tu, cu 3. 3 la 2. Adică aici fi 9. Sunt 3 radicale. Întrebarea este, la ce ordine mă opresc ca întreaga sumă să fie mai mică decât așa știu? Nu putem să ne închipăm, ghicim. Hai să zicem că ne oprim la primul, hai că la al doilea, hai că la al treilea. Aici tot se adună, nu? Se tot adună. Dar zice, să aduni tu cât vrei de mulți, dar atenție să nu sară peste 1 minus 2 radical și 3 din 2 minus 3 radical din 5. Să nu îl depășească. În clasa nouă s-a făcut parcă la radical, sau chiar acum s-a făcut raționalizarea numitorului. Da? Ia să vedem ce înseamnă să raționalizezi numitorul. Dacă îți dau așa 1 supra radical, indicii 3 din 2. Cu cât să înmulțesc eu și sus și jos ca să scap de radical? Radical din 2. Dacă înmulțesc cu radical din 2 și sus și jos, ar veni radical indicii 3 din 2, așa e zis, parcă, nu? Da. Supra radical indicii 3, lucrezi, da? Da? Din 2, ori radical indicii 3 din 2 pe care am înmulțit, face radical de ordinul 3 din 2, supra radical indicii 3 din 2 la 2, fiind un produs de 2 radical, dar nu se spune, nu scap de radical. Dacă ai fost indicii 2, aveai dreptate. Dar fiind indicii 3? Din cât? Cât ai fi vrut să apară aici? 2 la cât? Ei, atunci cu cât se mulțește? Radical indicii 3 din 2. 2 la a doua. 2 la 2. Ca să facă 2 la 3. Da. Deci mulțim și sus, cu radical și 3 din 2 la a doua. Și atunci face 2 la a treia. Și face în final, radical de ordine 3 din 2 la a doua, supra 2. Terminat? Așa am raționalizat. Cum raționalizez pe 3, pe 1 supra, radical de ordine 5, din 2 la a treia? Cu cât se mulțește și sus și jos, ca să scap de radical? 2 la 2. Cu radical de 5 din 2 la 2. Deci vine radical de ordine 5 din 2 la 2, supra radical de ordine 5 din 2 la 3, care era, ori 2 la 2. Să faci radical de 3 din 2 la 2, supra radical de ordine 5 din 2 la 5, da? Și radical de 3 din 2 la a doua supra 2. Dacă am să am 1 supra radical din 7 din 2 la a treia ori 5 la a doua, cu cât se mulțesc eu și sus și jos ca să scad de radical? Cu radical din 7 din 2 la a patra ori 5 la a cincea. 5 la 5, sigur că da. Deci face radical din 7 din 2 la a 4, ori 5 la 5, da? Supra va da 2 ori 5, da? 10. Și terminat e ghești. Dar dacă am să am 1 supra, 1 minus radical din 5. 1 supra 1 minus radical din 5. Cu cât se mulțesc și sus și jos, ca să scap de radical. Scap din radical la numitor. 1 plus radical din 5. Deci cu 1 plus radical din 5. 1 plus radical din 5. Pentru că tu ai în minte A la 2 minus B la 2. A la 2 minus B la 2 face A minus B. Pentru că A plus B. Și tu ai avut A minus B și ai mulțit cu A plus B. Și face 1 plus radical din 5 supra 1 minus radical din 5 care era. Pe lângă 1 plus radical din 5 și
egal cu 1 plus radical din 5 supra 1 minus 5. Face 1 plus radical din 5 supra minus 4. Terminat? Ești. S-a făcut aici. Da.